Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la Canal 5. Sunt Diana Spătărel și vă prezint știrile amiezii. Fermierii din raionul Cahul amenință cu proteste și vin cu revendicări către autorități, iar dacă acestea nu vor îndeplini în termen de 5 zile, vor scoate tehnica agricolă în stradă. În adresarea lor către factorii de decizie cer ajutor în situația dificilă în care au ajuns după 2 ani de criză continuă și solicită implementarea unor măsuri urgente care i-ar ajuta să nu falimenteze. În adresarea lor către autorități, fermierii micro-mici și mijlocii din raionul Cahul cer ajutor în situația dificilă în care au ajuns. În anii 2022-2023, seceta severă a compromis recolta de porumb, floarea soarelui, grâu, rapiță. Costurile producției agricole au crescut cu până la 300% și dobânzile la credite s-au majorat aproximativ de 3 ori. Importul în exces a producției agricole din Ucraina a influențat esențial căderea prețurilor pe piața internă la aceste culturi. Din toamna anului 2022, agricultorii au început să comercializeze cereale și oleaginoase sub prețul de cost. Creditorii au pornit presiune dură asupra agricultorilor, se spune în declarație. În Moldova, guvernul practic a lăsat agricultorii de unii singuri în fața greutăților, spun semnatarii documentului. Toate propunerile fermierilor despre necesitatea introducerii stării de urgență în agricultură, restructurarea datoriilor, adresarea către partenerii externi după ajutor, protejarea pieței interne, fie au fost ignorate, fie reacția a fost una foarte tardivă. Prin urmare, după 2 ani de criză continuă, marea majoritate a fermierilor micro-mici și mijlocii din raionul Cahul se află în pragul falimentului. La unii agenți economici deja este demarată procedura de insolvabilitate. La mulți fermieri vin creditorii cu titluri executorii și îi deposedează de tehnica agricolă și terenuri, menționează fermierii din Cahul. Totodată, producătorii agricoli sunt nemulțumiți de activitatea Comisiei Speciale creată în decembrie trecut pentru soluționarea problemelor în domeniu. Cu multe greutăți obținem de la Camera de Comerț și Industrie certificatele ce atestă situația de forță majoră, dar procedura durează și penalitățile și dobânzile continuă să se acumuleze. În prezent, în raionul Cahul, majoritatea fermierilor nu au bani pentru începerea lucrărilor de primăvară. Ne așteaptă o catastrofă financiară și socială, se plâng agricultorii. În aceste condiții, ei cer guvernării implementarea unor măsuri urgente. Introducerea până la 31 decembrie a unui moratoriu la calcularea penalităților, demararea procedurilor de insolvență pentru agricultorii care au în structura terenurilor agricole cel puțin 70% din culturi cerealiere și oleaginoase, soluționarea problemei creditorilor cu mijloace pentru lucrările de primăvară prin intervenția băncii naționale, alocarea compensațiilor pentru secetă și plăți directe la hectar de floarea soarelui și porumb de cel puțin 2000 de lei per hectar, dar și admiterea tranzitului culturilor din Ucraina doar cu transportul feroviar. În cazul în care revendicările nu vor fi îndeplinite în decurs de 5 zile, fermierii amenință cu proteste și utilizarea tehnicii agricole. Canal 5 a încercat să obțină reacții de la autorități la declarațiile fermierilor din Cahul. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, și secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban, nu ne-au răspuns la telefon. Iar purtătorul de cuvânt al Ministerului, Daniela Turculeț, ne-a spus că va reveni cu un comentariu mai târziu. Mi-au transmis-o azi jurnaliști, noi oficial nu am primit-o, încă pregătim un răspuns pe parcursul zilei. În ianuarie, după una dintre întrevederile agricultorilor cu membrii Comisiei Speciale, secretarul de stat la Ministerul Agriculturii, Vasile Șarban, a declarat că această comisie nu poate interveni direct în relațiile comerciale dintre doi agenți economici, dar că se depun eforturi pentru a găsi soluții adaptate profilului și nevoilor fiecărui fermier, iar ulterior creditorii au promis că vor da un răspuns. Potrivit lui Șarban, o parte dintre producători au întors creditele, alții le-au renegociat și sunt din cei care au stabilit grafice de achitare a datoriilor existente. Anul trecut, agricultorii au protestat în capitală și pe traseele naționale, inclusiv cu tractoarele. Purtătorul de cuvânt al executivului, Daniel Vodă, a declarat atunci că autoritățile ajută țintit fermierii și nu doar membrii unei singure asociații, inclusiv prin debursarea subvențiilor, care în 2023 au constituit 1,9 miliarde de lei, TVA rambursat, dar și obținerea certificatelor de forță majoră.
Noul ministru al afacerilor externe și integrării europene, Mihai Popșoi, a depus astăzi jurământul de învestire. Acesta va deține și funcția de viceprim-ministru. El a dat asigurări că va continua dialogul și relațiile de parteneriat strategic cu România, SUA, Bruxelles și Ucraina, care sunt câteva dintre prioritățile sale. Totodată, Popșoi a menționat că Ministerul de Externe nu va fi reformat, iar relația Republicii Moldova cu Rusia va fi bazată pe interesul cetățenilor moldoveni. Jurământul de învestire a fost depus în prezența președintelui Maia Sandu și a prim-ministrului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării. Președintele Maia Sandu a declarat că se bucură că Mihai Popșoi se alătură echipei guvernului. Mihai Popșoi are o pregătire academică solidă și s-a remarcat printr-o activitate intensă pe platforma diplomației parlamentare. Dânsul a contribuit semnificativ la stabilirea și consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu alte state sau cu organizații internaționale. Este cunoscut de partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova. De aici încolo avem de muncit foarte mult pe ambele dimensiuni, și pe dimensiunea externă, dar și pe dimensiunea de integrare europeană. Mai apoi, noul ministru de externe și-a anunțat prioritățile. Continuarea parcursului de integrare europeană. Ministerul de externe va consolida dialogul politic atât cu țările membre cât și cu Bruxelles, ajutând astfel ministrul responsabil de afaceri europene. Vom continua dialogul excelent și relațiile de parteneriat strategic cu România. Vom fortifica în continuare dialogul strategic cu Statele Unite, cu Ucraina. Ce ține de reforma Ministerului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi a menționat că instituția nu urmează să fie reformată. Acea componentă din titulatura Ministerului de Integrare Europeană se transformă în afaceri europene și va fi preluată de către doamna Gerasimov, iar Ministerul își continuă activitatea. Biroul pentru afaceri europene urmează să fie creat, dar Ministerul, așa cum a fost, așa rămâne. Întrebat care va fi poziția sa în comunicarea cu Federația Rusă, Popșoi a spus că va fi bazată pe interesul țării, fără a oferi alte detalii. Poziția Republicii Moldova în comunicarea cu Federația Rusă, ca și de altfel cu orice alt stat, este una principală, bazată pe interesul național al Republicii Moldova. Doar în baza interesului cetățenilor, în baza suveranității, independenței și unității teritoriale a Republicii Moldova. Mihai Popșoi a preluat funcția de ministru de externe după demisia vicepremierului Nicu Popescu. El este deputat în Parlament din 2019. Potrivit celei mai recente declarații de avere pentru anul 2022, el a ridicat în această perioadă un salariu de la Parlament de aproximativ 247.000 de lei, echivalentul la puțin peste 20.000 de lei lunar. Alte peste 92.000 de lei le-a primit pentru diurne și aproape 73.000 din indemnizațiile pentru renunțarea la mașina de serviciu. Deputatul a mai ridicat în 2022 un salariu de aproape 590.000 de lei de la Ambasada Regatului Țărilor de Jos din Republica Moldova. În 2022, Popșoi a obținut și venituri din vânzarea unui apartament și a unei mașini în mărime de 40.500 de euro. Acesta mai declară o casă de locuit moștenită, un apartament și un spațiu comercial pentru care a plătit 60.000 de euro. Mihai Popșoi conduce un automobil de model Renault Kadjar din 2019, procurat cu aproape 326.000 de lei, echivalentul la circa 17.000 de euro. Mihai Popșoi a studiat relații internaționale la Universitatea de Stat din Chișinău și a absolvit facultatea în anul 2009. Mai târziu a urmat un program de doctorat în studii politice la Universitatea din Milano, Italia. El și-a început cariera profesională în poziția de manager de program în cadrul Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova.
Moldova în 2009. Mai târziu a fost angajat de secția politică și economică a Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova. Între anii 2014-2019, Mihai Popșoi a oferit consultanță politică mai multor organizații internaționale. S-a implicat în politică în septembrie 2017, când a fost ales vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Premierul Dorin Recean va merge joi în Parlament pentru a solicita deputaților aprobarea modificării structurii guvernului. Anunțul a fost făcut de șeful executivului la ceremonia de investire în funcția noului ministru de externe. Premierul a declarat că va propune crearea unui nou post de vicepremier pentru integrarea europeană fără portofoliu, care va conduce efortul țării în direcția integrării europene și va superviza biroul de integrare europeană. Amintim că Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de primăvară, începând cu data de 1 februarie. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit regulamentului Parlamentului, legislativul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Cea de primăvară începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iulie. Iar sesiunea de toamnă începe în luna septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie. Moldovenii plătesc cel mai mare preț pentru gazele naturale din sud-estul Europei. O constatare în acest sens a fost făcută de către expertul IDIS, viitorul Veceslav Ioniță, care a publicat o statistică care ar demonstra această situație. De cealaltă parte, șeful de la Moldova Gaz declară că informațiile nu sunt adevărate, iar responsabili de la Energocom nu au răspuns la apelurile noastre pentru o reacție. Potrivit expertului economic, prețul gazelor în Republica Moldova este de 4 ori mai mare decât în Ucraina sau Ungaria și cu 45% mai mare decât media regională, dar nu precizează perioada la care face referință. Veceslav Ioniță susține că cel mai mic preț la gaze este achitat de Ucraina, 4 lei și 12 bani, urmată de Ungaria cu 5 lei și 38 de bani. În Croația și Serbia, consumatorii plătesc 9 lei și 40 de bani, iar în Slovacia, România și Polonia se achită între 12 și 15 lei pentru un metru cub. Polonia este urmată de Moldova, cu 18 lei per metru cub, și Bulgaria, cu 18 lei și 39 de bani. Dacă să ne raportăm la prețul median de 12,5 lei per metru cub, atunci, doar în luna decembrie, noi am fost deposedați din motive necunoscute cu încă 750 de milioane de lei. Pentru întreg sezon de încălzire, noi vom plăti în plus pentru gazele naturale numai puțin de 4,5 miliarde de lei. Asta dacă luăm prețul median, dar nu cel din țări precum Ucraina și Ungaria, menționează Ioniță. În reacție, șeful de la Moldova Gaz susține că această comparație făcută de expert nu este corectă. Trebuie de comparat prețul de achiziție, care intră în tarif, trebuie de comparat transportul, costurile de transport, distribuția, costurile de distribuție, adică tariful distribuției și tariful final. Dar comparația cu Ucraina chiar nu este corectă, pentru că Ucraina subvenționează costul gazelor naturale. Subvenționează din contul producției proprii. La fel este subvențiile din partea guvernului României. Plus este subvenția din partea guvernului ungar. Și e destul de mult la preț de achiziție. Și aici cred că trebuie de luat o bază de referință. A fost perioade când în Moldova, când procuram gaz de la Gazprom, ca de exemplu, tariful a fost în 2020-2021 până la majorarea și vorbim despre 2019, tarifele au fost cele mai bune din regiune. Dacă asta ca comparație, dat fiind faptul că deja procurăm la prețuri de piață, nu după formulă, care este în contract cu Gazprom, respectiv prețurile de achiziție diferă. Iar responsabilii de la Energocom și Ministerul Energiei nu ne-au răspuns la telefon pentru un comentariu. Săptămâna trecută, Moldova Gaz a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică micșorarea tarifului la gaze. Prețul va varia însă în funcție de luna în care va fi aplicat, spune furnizorul. Despre faptul că gazul s-ar putea ieftini începând cu februarie a vorbit și Ministrul Energiei. Victor Parlicov a menționat că săptămâna curentă Republica Moldova va achiziționa gaze naturale direct din nava care le transportă din SUA, cu aproximativ 340 de dolari pentru 1000 de metri cubi. La sfârșitul anului trecut, Victor Parlicov spunea că pentru a fi reduse cifrele din facturi, trebuie mai întâi să consumăm gazele cumpărate în 2022 la prețul mediu de 1200 de euro.
Din acest an, Gazprom livrează gaze naturale către Moldova Gaz cu $380 pentru 1000 de metri cubi, dar cantitatea se duce pe malul stâng al Nistrului, iar de acolo noi cumpărăm curent electric. Moldova a renunțat la gazul rusesc de la sfârșitul anului 2022 și s-a reorientat pe piețele din vest, după ce Gazprom a redus cantitatea livrată Chișinăului. În prezent, consumatorii casnici achită 18 lei pentru un metru cub de gaze. Ultima oară, tariful a fost revizuit în luna iunie. Prețul cel mai mare al combustibilului pe care l-au plătit moldovenii a fost de aproape 30 de lei pentru un metru cub, stabilit în octombrie 2022. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile amiezii. Cu principalul buletin informativ al zilei, vă aștept la ora 19, aici, la Canal 5. Pe curând!